După lansarea oficială a romanului și, bineînțeles, după ce l-am citit în întregime, am zis să-l descoasem cum se cuvine pe autor. Vitalie, te felicit, deci este primul tău roman și a fost foarte apreciat, bine primit de public, cei care au fost la lansarea cărții. E un roman care te lasă cu un mesaj foarte pozitiv, că viața merge înainte, orice s-ar întâmpla. Tu cum l-ai simțit atunci când, uite, l-ai prezentat publicului larg? L-am simțit bine din momentul în care l-am simțit multe luni înainte de asta. L-am trăit, aș putea spune, zi de zi, încercând să-l construiesc așa cum gândeam eu că e mai bine, încercând să-l modific pe alocuri. Am ajuns în ziua lansării cu zâmbetul pe buze, fiind convins că am făcut ceva bun, ceva de care mă mândresc și ceva care va fi pe placul cititorilor. Respectiv, restul nu era decât un fel de continuare a ceea ce conta cel mai mult. Și acum trăiesc cu personajele din roman, chiar și cu Teodor, personajul principal și nu doar. Am încercat să le ofer rolul bine meritat din acest roman, rolul care să-i reprezinte și până la urmă să ducă spre un deznodământ așa cum trebuia să fie el. Și asta pentru cel care a scris nu poate fi decât împlinire. Ai pornit acest roman, ideea ți-a apărut din întâmplări din viața ta sau de fapt te-ai inspirat din viețile altor, eu știu, persoane din jurul tău? Eu aș spune că e un fel de combinație reușită care până la urmă a dus la un rezultat bun. Pe de o parte a fost povestea inspirată dintr-un caz real. Am stat de vorbă cu un bărbat care a trecut printr-o tragedie asemănătoare. Am înțeles atunci că povestea asta a bărbatului nu trebuie să rămână așa, pur și simplu. Era mai mult decât o simplă poveste, o simplă istorie de viață. Și pornind de la ea, am reușit cumva în capul meu să construiesc niște imagini mult mai largi, mult mai extinse, ca într-un final să înțeleg că de aici eu pot să fac un roman, să construiesc un scenariu bine pus la punct și adăugând cu ceea ce într-un fel aveam în capul meu, cu imaginația mea care uneori este bogată, s-au și născut primele pagini ale romanului. Autorul a ținut să fie veritic în cele scrise în roman, până și la descrierile străzilor din capitala României pe care mergeau personajele, a atras o atenție sporită. Atât de bine ai redat întâmplarea care are loc în București și e firesc să te întreb, ai locuit la București? Pentru că sunt niște descrieri foarte detaliate și ai impresia că într-adevăr ai stat acolo ca să poți să scrii atât de amănunțit. E foarte simplu. Tot ceea ce se povestește în roman, eu acolo am fost și am trecut pe acolo, uneori chiar de zeci de ori, mai ales pe strada Washington, unde și locuia într-un fel personajul principal. Am încercat să văd cu ochii mei ceea ce se întâmplă, pentru ca, în primul rând, să nu fie o eroare și, în al doilea rând, să fie cât mai sincer și cât mai empatic, să zic așa. În primul rând, eu m-am empatizat cu personajul principal. Romanul, într-un fel, a fost nu neapărat scris, dar redactat în tren. Călătorisem, chiar făcusem un calcul, 144 de ore cu trenul am făcut în total pe traseul Chișinău-Iași, ulterior Iași-București, pentru că întreaga acțiune din roman se petrece la București, respectiv am și dorit să fiu acolo pentru ca să mă documentez. Citind acest roman, cumva te-am regăsit în personajul principal. Chiar mă gândeam să te întreb, ai fost în pielea lui Teodor sau ai încercat să simți exact ce ar fi simțit el în realitate? Cred că am fost alături de el. I-am înțeles emoțiile pe care la rândul meu încercam să le transmit. Am înțeles tragedia prin care trecea, pentru că până la urmă nu este un subiect ușor, nu este un subiect digerabil atât de simplu. Am încercat să-l înțeleg eu ce ar putea trăi un bărbat care a suferit, să zic eu, marea drama vieții lui.
Iar după aia, de aici s-au pornit deja construcțiile ulterioare ale poveștii, adăugând pas cu pas personaje care într-un fel se întregească povestea, pentru că sunt momente în care anume personajele secundare fac diferența, ele și schimbă destinul lui Teodor și mai multe femei, pentru că în esență și bărbați, de fapt. Fiecare, zic, a avut rolul său bine definit, fiecare o femeie, fie ea iubita lui Teodor sau un personaj care să influențeze într-un fel scenariu. Probabil că soția ta a fost prima cititoare care a citit acest roman și sunt curioasă dacă ți-a dat vreo idee, ți-a sugerat ceva anume să modifici sau să adaugi în acest roman. Eu aș putea spune că e un fel de înger de umbră al romanului. Firește că a fost primul om care a citit romanul și primul om care a redactat într-un fel romanul, trecând cu ochii peste fiecare rând și încercând cumva pe alocuri să mă oprească din avântul meu nebunesc de a scrie ceva sau invers, să-mi zică că uite, pe alocuri ar fi bine ceva să adaugi sau ceva să completezi. Pentru asta îi mulțumesc foarte mult. Cred că a fost un fel de simbioză reușită între noi și am ajutat foarte mult de la început până la sfârșit. Chiar de la primele momente în care plecam cu trenul și dispăream de acasă cu zilele, îmi cer scuze pentru asta, dar ea a înțeles că a fost un act necesar pentru ca să-mi reușească un asemenea lucru. Cei care n-au fost la prezentarea romanului, lansarea cărții, au ratat un moment foarte frumos, artistic. Cum v-a venit această frumoasă idee de a face prezentarea unui fragment din carte în așa mod frumos? Asta ține de o colaborare mai veche pe care o am cu actorii Daniela Burlaca și Nicu Țurcanu. Cu ei am făcut și un fel de mini-spectacol, să zic așa, cărții de vorbă cu ea. Ulterior au fost și spectacol la teatru. Dar am zis că cea mai reușită lansare de carte după mine și nu doar e atunci când muzica, teatru și literatura se combină perfect. Inițial am transmis Daniele și lui Nicu cartea, manuscrisul să-l citească, lor le-a plăcut mult, respectiv era fără îndoială că vom continua colaborarea noastră fructuoasă. S-a primit iarăși la fel de spontan. După noi lucrurile spontane se întâmplă cel mai frumos, în cazul nostru de fapt. Și au încropit ei un scenariu pentru lansare foarte reușit, cred, cu muzică, cu momente din roman. A fost pe placul tuturor celor prezenți și cred că asta contează cel mai mult. Cum ai ajuns la acest titlu al romanului? Că intuiesc că ai avut câteva variante. E chiar intrigant titlul cărții. E un titlu care nu l-am ales eu singur. Habar nu aveam de titlu pe momentul în care scriam romanul. Adică au trecut luni bune, timp în care m-am concentrat pe scriere. Scriam, redactam, încercam să construiesc povestea. După aia am ajuns în ultimele săptămâni în care chiar m-am întrebat ce titlu să pun. Aveam niște idei multe în cap, dar până la urmă nu era ceva cristalizat, să zic așa. După aia încercam, mă presa și timpul ca să dau un titlu romanului și până la urmă am făcut așa vreo 50 de titluri. Pașii tăcerii, de exemplu, Fata Duminică era sau ceva de genul. Era multe, dar simțeam pe undeva că trebuie să fie conexiunea asta între textul și mesajul romanului și titlul. Am făcut un sondaj în online în care am întrebat oamenii, cititorii mei și a blogului, da, și ai cărții, primei cărți, și a paginii de Facebook a editurii, care titlu se potrivește mai bine. Titlul respectiv s-a mulat perfect pe conținutul cărții și asta mă bucură cel mai mult și văd din feedback-urile cititorilor că anume așa și este și nu cred că l-aș fi schimbat, chiar mă bucură că am făcut această alegere. Finalul a uimit,
Ce zic că e de bine, pentru că un scriitor bun asta face, uimește prin end-ul care l-ai dat, deci chiar mi-a plăcut. Ne-a ținut așa în suspans pentru că gândeam că va fi de fapt o căsnicie ulterioară a acestor personaje. A fost intenția ta ca să ne ții așa în suspans și să ne dai așa de înțeles că uite, ei vor fi împreună și când de fapt hop și ei lăsați separat? Ca să fiu sincer, aveam vreo 3-4 variante de final. Una în care personajul Teodor rămâne cu una dintre femei, alta în care rămâne cu alta dintre femei, din femei. Dar am zis până la urmă să fie un final în care chiar personajul să fie împăcat cu sine însuși. Cred că asta conta cel mai mult, pentru că respectiv doar așa mesajul putea să ajungă mult mai bine la cititor. Și cam de aici s-a născut acest final, a apărut el. Unul în care am încercat cumva să pun toate lucrurile la locul lor, unul în care să nu existe atât de multă telenovelă, să zic așa, sau lucruri care sunt prea banale. M-am orientat spre emoție, spre trăiri intense, spre ceea ce până la urmă lucrurile în care se regăsesc foarte mulți oameni atunci când, dincolo de toate, dincolo de lucrurile elementare de zi cu zi, tu dorești totuși împlinirea interioară, dorești să te împaci cu tine însuți, cu trecutul tău, cu ceea ce probabil te neliniștește și cu prezentul și până la urmă să-ți găsești un drum către viitor, un drum în care să nu existe cumva neînțelegeri sau neliniști. Și sper că mi-a reușit acest lucru. Deja cititorii urmează să-și spună cuvântul. Da, chiar vreau să te întreb, pentru că având acest final, având personajul cheie care este împăcat cu sine, deci pornește într-adevăr cu multă încredere spre viitorul său, probabil că și scriitorul are acest sentiment. A, bineînțeles. Eu sunt împăcat cu mine, cel puțin așa încerc să fiu. În fiecare zi încerc să mă autodepășesc, să-mi găsesc fericirea mea interioară, pentru că doar așa pot să ofer ulterior fericire celor dragi mie și nu doar, inclusiv și cititorilor. Eu sunt un om fericit, mă consider un om fericit, având o soție minunată și un copil superb. Suntem o familie frumoasă și cred că pornind de la consensul în familie, un bărbat poate să reușească multe și pe plan profesional și inclusiv să scrie lucruri cel puțin îndrăznețe. Eu zic că ești un norocos pentru că te citește lumea nu doar în cărțile care ai reușit de deja să le oferi publicului larg în varianta tradițională, ai atâția cititori pe blogul De Vorbă cu Tine. Cum a pornit de fapt această pasiune, probabil inițială și acum e ceva care nu mai poți fără să scrii pe acest blog? Totul a început, firesc să zic așa, doream să transmit un mesaj. Ulterior au apărut mai multe mesaje pe care vreau să le transmit cititorilor. Nu am avut nici un scop inițial să ating anumite recorduri, să zic, să bat recorduri în online sau ceva de genul, dar lucrurile au mers de la sine, fără să fac nimic la nivel de marketing sau promovare. Oamenii distribuiau, oamenii citeau, oamenii au început și încercau la rândul lor să înțeleagă mesajul. Și de aici până la 15 milioane de cititori online nu a fost decât vreo 2 ani și câteva, zic eu, peste 1000 de articole scrise. A fost intenția simplă, firească, cititorii au înțeles-o, au început să distribuie, să comenteze, să se regăsească printre rândurile textelor pe care le scriam. Și asta a fost până nu demult. Ulterior deja eu m-am reorientat și m-am concentrat pe scrierea romanului, pentru că pentru mine personal este important să evoluez, să cresc din punct de vedere ceea ce fac. Respectiv îmi doream ceva mult mai serios și mai pentru mine. Romanul fiind un moment, zic eu, o nouă treaptă în ceea ce fac,
De vorbă cu tine a rămas un site pe care scriu deja și alți autori, pe care unde se găsesc articole traduse din mai multe limbi, în care se regăsesc cititorii, nu doar din Moldova, și din România în mare parte, de fapt, și din toată lumea, pentru că găsești cititorii de vorbă cu tine practic în toate colțurile lumii. Nu v-ați gândit cu Daniela și cu Nicu să apară un ulterior spectacol în baza acestui roman? Probabil pe viitor nimic mai este imposibil. E o chestie imprevizibilă încă, din moment în care Daniela urmează să vină cu propunerea sau nu. Adică nu e un element obligatoriu în acest scenariu. Treaba e că în curând plecăm și la București și la Brașov cu lansări. După aia lucrurile merg înainte, respectiv posibil să vină și un spectacol, pentru că nu ar fi nimic în plus în tot acest întreg. Ar completa într-un fel tot ceea ce se întâmplă cu Umbra pașilor tăi. Vă doresc să vă reușească promovarea romanului în România și mulțumesc. Așteptăm noi lucrări de la tine și să nu te învechești cu acest roman. Cel mai important pentru mine acum, momentul de acum, e romanul În umbra pașilor tăi. Respectiv invit și toți cititorii să îl citească, să găsească mesajul potrivit pentru ei din rândurile acestui roman și să înțeleagă până la urmă că viața o trăiești inclusiv și cu trecutul tău și cu prezentul, și cel mai important e să privești frumos spre viitor alături de oamenii care ți-s dragi ție.